mi-a spus, spune. Păi vă rog să constatați că nu e agentul constatator. Păi asta, da. Da, îl prezint și acum. Eu ți-am dat voie. Ieși de aici. Dă drumul la mână. Dă drumul la mână. Ieși de aici. E mâna de femeie. Mă ieși. E femeie, mă rădi pe mine. Bun, hai șut. Asta e casa femeie. Nu! E casa femeie. Nu, tu! Da, e casa, duce la dânsă. E casa femeie. Băi, dă-i face bumabă și aia. Păi da-l face, dar și pui mâna. Vezi că rupi haina femeie. Ieși de aici. E casa. Eu ți-am spus să ieși de aici. E mâna. Ieși! E mâna de femeie. Ieși de aici. E mâna de femeie. Ieși de aici. Mâna la este chebarul. Eu dau drumul la când. Dă drumul la când, dar e mâna de femeie. Ieși de aici. Rup haina. Ieși de aici. Așa. Tu mine nu mă spune. Eu nu te spare. Și caută-i aici. E casa ei. Aici un bolnav și voi îndrați pe de... A te șes! Se anunță completul de judecată. Președintele Consiliului, doctor Sergiu Ion, prefer Ion Nicomaț. Recuzeta, cădeți, cere demisul. La momentul de față. Am doar cererea ca să anexăm la dosar proba video de la fața locului și să audiem ca martor pe proprietarul casei în care s-a întâmplat incidentul. Să stai disc, o mod de laptop, dacă putem să vizionăm în ședință. Dacă e posibil, așa ceva, perfect. Și Elliot Martor cine? Fără mână nadejdă. Proprietarea casei. Deci, proprietarea casei care? În care s-a întâmplat și era martor ocular. Am înțeles. Părerea noastră. Nu a fost radiată fără mână nadejdă? Nu, tocmai asta e problema, că nu s-a făcut deloc anchetă. Înțeleg că nici femeie n-a fost audiată dacă zici că nu a vorbit cu polițistul până acum și de acord să nu fie la șerință. Polițistul am vorbit, la fața locului. Eu fost polițist, nu ce să rămâi, te rog. Eu frumos... La fața locului, nu a fost și eu nu a fost zi ochii lui. Bine, tot urmat, dumneavoastră, părerea noastră. Nu, eu vreau să spun două cuvinte până a venit timpul la mare. Nu, bine, până a venit timpul la mare. Bine, am înțeles. Dar privitor la audierea mare. Da. Aveți ceva potrivit? Nu. Bine, atunci să admiți cererea, să anexați discul, o să instanța o subvenieze și să o să fie audiat și martorul. Dar, deocamdată, acum, vă rog să... Doriți de la să audiat martorul sau să... Cum doriți dumneavoastră? Mi se pare fără nicio importanță, ordinea, succesiunea. Dumneavoastră, da, bine, să avem importanță și cu ordinea dumneavoastră... O întrat, mă vedec la fărmă nădejde. Așa că mă lăsa acasă, eu nu-mi treabă. Când văd, eu aud, că ferestrele iesă, eu aud. Că e bolnav întotdeauna, el când doar nu intra cu urechea, s-a sculat, ce-a făcut, el a intrat. Eu m-am dus la repede să văd, desigur, am dat astea cu telefonul, bolnavul dormea, deasupra lui și-am filmat. Ce trebuie eu să fac, domnul? Eu nu știu cine e el, eu nu s-a prezentat, nu a arătat nimic. Poliția la poartă, de ce m-a intrat cu poliția? Și eu dacă spune nu, ai poate îi spune altfel. Că așa am lucrat și-a filmat. Am întrebat, dar cine s-a dat voie să filmez? Dar ce că eu sunt la doamna Fărmă în casă? Eu înțeleg că ești la doamna Fărmă. Dar noi avem aici, este un om bolnav. Cum? Dar eu și eu sănătoasă. Așa de ce nu de supraveg, mă filmez cu camera. Nu se poate. Sunt organe, sunt nu ai voi să intre așa cu Fărmă Nadejde, că sunt la bună și să-l filmez. S-a întâmplat și s-a întâmplat. Pe mine tot mai pe mine, lăsat până te peste 5 minute cum ai plecat. Noi asta și examinăm. Da, am chemat salvarea. Ați fost lovit sau nu? Am fost lovit, dar cum? Vezi
5 minute au venit salvarea. Nu mai târziu. Salvarea nu l-a luat. Eu am plecat. Cine s-a spus? E domnul, eu nu știu. Atunci prima dată l-am văzut. Eu nu rămas, dar de telefon, eu am vrut numai să nu filmez. Asta a fost dreptul meu. Să ce? Cu desâna să îi filmez. M-a lovit, m-a lovit și cu cap. Mi-a lăsat gână pe corp. Ce trebuie mie să fac? Mi s-a urcat tensiunea 180, plus bolnavă. Mi-a dat cuvântul, eu am lăsat bolnavă singură acasă, că să mă duc la salvare. Ia că te-a făcut. Eu nu mai țin minte, m-a mai fost momente în timpul celor, când a venit soțul. Ce nu țineți minte, nu spuneți, vă rog. Spuneți dacă cunoașteți, ce ești cunoașteți, ce ești cunoașteți. Bine, dați-mi întrebări și eu să răspund la întrebări. Aveți întrebări față mie? M-ați apucat de gâși, de haină. Domnul, eu am apucat de telefon, să opres telefonul. Da, eu am achitat la mine, este, ce mă arată, eu am achitat amendă pentru ce s-a întâmplat. Da, eu am achitat și s-a întâmplat. Eu n-am venit să mă bat, cum mă faceți pe mine, că furioasă, nu știu ce. Este bun, ori copil mic, ori eu îi apar drepturile. Cum pot? Eu sunt parte finească, tu ești nu te-am pus jos, te bat cu picioare și cu pumnii. Mă încarc cu puterea ta și puterea mea. Da. Da, da, mă înțeles. Da. Nu vă adresați întrebări, pentru că răspunsul le adresați instanții. Bine. Da? Da. Pentru proces verbal. Da. Nu facem de spus. Bine. O să discutați după ședință, dacă vreți. Aveți întrebări? Ați tras de telefon? Nu, de telefon n-am tras. Eu am vrut, dar nu mi-am dat. Tu ești ce n-am dedicat telefonul, n-am putut să. Când ați fost la expertiză medicală? Atunci. Atunci, da. Sunt. Ziua. Ziua și vorbim. Da, după spital. De la... Ziua incidentului? Da. Deci vă gândiți că nu la mine este, da. Că este și la sectoristul, am adus documentele. Și la mine este o parte. Deci la ce dată a fost incidentul? La 27. 27 care? Septembrie 2019. 2019. Da. Ce ieri zis sau în altă zi sau două sau cu zi înainte ați fost? Nu, nu. Cipăristul a transmis... În ziua ce? În ziua ce? Da, da. Înainte da. Incidentul sau după incident? Nu, după salvare. După salvare a plecat acolo. Am înțeles. Bine. Și după aceea ați fost audiată la polițistul sector? Da, da. La birou sau la comisariat? Sau acasă? La birou. Leziunile care sunt constatate prin raportul de expertiză din data de 1 octombrie 2019 indicat că la examinarea medică legală furtuna este responsabilă de chimoze, nivelul stânii drept, anterior brad, antebrațul drept, care a fost cauzat în rezultatul acțiunii traumatice în locul de gen. Posibil în timpul circunstanței de indicare. De cine au fost leziunile? De dumneavoastră. Alte incidente n-ați avut? Nu am avut. Contestația depusă către contravenientul pregul Oleg, examenul noastră 26-10-1963, pătreau procesul de proprie la contravenție și decizia agentului constator în cadrul sectorului părinților și care municipi Chișinău, a legii PMAI, în 31-10-2019, în care pregul Oleg Ion a fost recunoscut în comitere contravenție prevăzut de articol 78 al legii contravențional și sancționat cu amendă în mărimea 20 unități convenționale, conducându-se de prevederile articolelor 48, 461, 462, cod contravențional, hotărăște. Se respinge că fiind întemeiată contestația înaintată de către contravenientul Brega Oleg Ion în numărul 26-10-63 împotriva procesului pentru copii la contravenție și a deciziei agentului constator din cadrul Inspectoratului Poliției Rășcani Chișinău a legii PMAI numărul 1000E 0487149-7 din 31-10-2019 pe care Brega Oleg Ion a fost recunoscut de comitere contravenției prevăzut de articolul 68 al legii de cod contravențional și sancționat cu amendă mărimii 20 unități convenționale. Hotărârea poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile prin intermediul judecății Chișinău Sindu Ciucan. Președintele ședinței semnătură. Ședința se declară închisă.
vreți să apăreți în listele negre de la CEDO, mă ating. Domnul Gregor, citiți hotărârea. Mi-a ajunge dispozitivul, m-am lămurit. Semnalele aici. Rău justiție.